Yes. Go. Życie? Stânga prezentat Orb! Nu mai mișcați! Thank you.
Și va rămâne una dintre cele mai importante pagini ale istoriei și unității naționale românești. Trebuie să ne cunoaștem istoria, trebuie să știm despre sacrificiile, onoarea și gloria de luptă ale înaintașilor noștri, trebuie să ducem mai departe mândria națională și trebuie să iubim România. Domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, doamnelor și domnilor, we'll be right back.
rog frumos! Credința în Dumnezeu a reprezentat și reprezintă una dintre principalele motivații care a călăuzit trupele militare în lupta pentru pământul românesc. Doamnelor și domnilor, urmează slujba religioasă. Gardă drepți! Gardă descoperiți! Mai mișca un. Gardă pe loc prepaus! S-a bine! Nu mai mișca tatu. Slavă-ți de interupție și dobă! Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru starea Sfintelor lui Dumnezeu Biseric și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Aceasta pentru cei de bucărință și plavi și cu de Dumnezeu interprinsa, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Al preasfințitul părăcuvarea Sfântului Arhiet, Biscop al Craiovei, Bicopolit al Oteniei, pentru cinstita preoține ce am cu Hristos în diaconime, pentru poporul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru popor, am îndeplăcutită pentru conducătorițele noastre, pentru mai mari orașe, nu cea statelor, iubitoare de Hristos foastră, pentru sănătatea și mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm! Oameni, miluiește! Să primați vârgătenii cu tot cel mai presus de ceruri, mulțumirea și rugăciunea noastră, de acum are pentru să-i rog, cu durare să ne vinească pe noi, Domnului să ne rugăm! Domnului miluiește! Să facem foarte de la mulțumirea noastră, care aduce cu inima smeită, pentru mine pace pe capii la dânsul, și ca întâlnim cu bun miros bine primită să-i fie lui, Domnului să ne rugăm! Domnului miluiește! Da, rugăciunii noastre, nevinciul să-i rog și bună cererea credincioșilor, totdeauna să-i binească, să se îndepteze, pe bine toată Sfântului, să bine facem nouă, să-i Sfintei stare bisericii trebuie său, popor de credincioși, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sectorul cu necazul, minia prin mergea de voia și necazul, de toți să-ți baci, vă duc cine vă duci, și totdeauna cu sănătate într-un cimele zile, până pace și ocotirea angelor săi să ne păzească pe noi, credincioși să-i rog, Domnului să ne rugăm. Domne, miluiește! Curata prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria, mă sfințiți-o pomenirea. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne de noi. Și toată viața noastră de Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, conduce cu ocazia Zilei Naționale a României. Sărbătorim astăzi Ziua Națională, în anul centenar, cu gândul la unitatea celor care acum 100 de ani
au crezut în viitorul României și la datoria sacră pe care o avem de a ne inspira din acest ideal împlinit al înaintașilor noștri. Le adresez cu acest prilej tuturor românilor un mesaj de pace și de unitate. Am încredere că societatea românească are în continuare suficiente resurse pentru consens, echilibru și înțelepciune politică, astfel încât să promovăm interesul nostru comun ca națiune europeană. Să intrăm în al doilea secol de existență a României moderne, repetând exemplul părinților mari uniri, pentru a aduce la bun sfârșit proiectele strategice pe care ni le-am propus pentru România. Să nu le mai întrerupem pentru că le-au început ceilalți. Orgoliile politice și interesele personale nu au ce căuta pe acest drum. Faptul că toți ne dorim să trăim într-o Românie prosperă, atașată valorilor europene și care să-și păstreze identitatea națională, reprezintă cel mai bun argument pentru a ne uni eforturile în interesul cetățenilor și al nostru ca națiune. Celebra deviză, prin noi înșine, spusă de brătieni pe frontispiciul Marii Uniri, trebuie să-și găsească un corespondent și în actualitatea noastră, iar asta nu ne face mai puțin pro-europeni. Cred în consens, echilibru și cooperare. Diferențele de opinie nu trebuie să ne placeze pe poziții adverse. Fiecare are dreptul la propria opinie. Putem dezbate, putem negocia, există pârghii legislative și instituționale care funcționează și care trebuie respectate. Sunt momente în care este nevoie de pace politică și adresez un apel în acest sens clasei politice. Ca români, când vorbim despre România, indiferent de calitățile oficiale pe care le avem, trebuie să dăm dovadă de echilibru în declarații și să lăsăm deoparte mizele electorale sau politice. Să fim uniți în perspectiva apropiatului mandat al României la președinția Consiliului Uniunii Europene, în care ne revine rolul de mediator imparțial. Să arătăm că țara noastră este pregătită să-și îndeplinească demn această înaltă responsabilitate. Să ne unim eforturile pentru ca evoluția economică a României să permită trecerea la moneda euro în anul 2024. Să fim uniți pentru ca admiterea României în spațiul Schengen să fie decisă doar pe baza criteriilor tehnice obligatorii. Acestea sunt principalele motive care ar trebui să ne unească. La 100 de ani de la Marea Unire, avem cel puțin 100 de motive să acționăm ca o națiune demnă și puternică. Frumusețea naturală a României, istoria, resursele naturale, tradițiile, oamenii de cultură, oameni de știință, mari personalități politice și sportivi care au făcut cunoscut numele României în întreaga lume. Și mai presus de toate, avem responsabilitatea viitorului nostru și al generațiilor viitoare. Prin dialog și deschidere, putem să construim o Românie puternică pentru sute de ani de acum înainte. La mulți ani România, la mulți ani români, semnează Viorica Dăncilă, prim-ministru al României. Dragi curgeni, astăzi, mai mult decât oricând, simțim mândria de a ne fi născut într-un colț mirific de țară, plin de încărcătură spirituală și istorică. Suntem urmașii unor figuri emblematice ale istoriei și culturii naționale, personalități care au marcat trecutul și prezentul acestei minunate nații. Noi, gorjenii, avem datoria sacră de a păstra nealterată ideea de unitate și neatârnare a poporului, idee pentru care înaintașii noștri și-au dovedit sacrificiul suprem. Suntem obligați, având ca exemplu patriotismul lui Tudor Vladimirescu și al Ecaterinei Teodoroiu sau al generalilor gorjeni din armata țării de-a lungul deceniilor, să ne apărăm valorile și crezul într-o Românie puternică și respectată. Protejați de geniul lui Brâncuș, trebuie să ne angajăm că vom face cunoscute lumii tradițiile și frumusețile acestor meleaguri fără asemuire. Dar toate acestea le putem realiza doar uniți. Astăzi, de Ziua Națională a României, în anul în care patria împlinește 100 de ani, vă rog să vă deschideți sufletele și să reprimiți căldura pe care ne-o dă ideea de unitate. Vă rog să reaprindeți în inimi flacăra patriotismului și al respectului față de simbolurile naționale. Haideți ca împreună să redevenim ceea ce am fost acum un veac,
o națiune demnă și mândră de istoria și de apartenența noastră etnică. Haideți să redevenim un singur popor cu un singur țel măreț, acela de a fi mândri că suntem români, acela de a ne uni forțele și cugetul pentru binele României. Dragi gorjeni și români de pretutindeni, în numele instituției prefectului județul Gorj și al meu personal, primiți respectul și dorința de mai bine, dragostea față de semeni și mândria de a striga cu toții într-un glas: noi suntem români! Suntem românii care au privilegiul să trăiască aniversarea centenarului Marii Uniri. Suntem românii care avem datoria să ne apărăm identitatea și să construim asemeni celor ce au înfăptuit România o țară demnă și respectată. Suntem cei ce trebuie să lăsăm urmașilor noștri o patrie puternică pe care să o purtăm în suflet. La mulți ani, România! La mulți ani, români din toate colțurile lumii! Doamnelor și domnilor, îl invităm pe domnul Marcel Laurențiu Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu, să ne adreseze câteva cuvinte. Doamnelor și domnilor, aniversăm astăzi 100 de ani de la cel mai important eveniment al istoriei moderne a țării noastre, Marea Unire, cea care ne-a definit ca nație. Dragi români, în urmă cu 100 de ani, dorința noastră era aceea de a trăi nu doar într-o Românie mai mare, ci într-o Românie mai puternică, independentă, care să-și conducă singură destinele. În acești 100 de ani am avut o istorie zbuciumată, dar poporul român a demonstrat că poate rămâne unit în momentele critice. A fi uniți înseamnă a lupta pentru idealurile comune și a rămâne cu toții sub același steag. Centenarul nu marchează doar momentele de acum 100 de ani, ci este despre întregul parcurs al României moderne, la fel cum Marea Unire nu a fost doar rezultatul străduinței unei singure generații, ci s-a produs după un lung șir de sacrificii. Este prin urmare foarte important să păstrăm și să perpetuăm valorile transmise din generație în generație. Facem acest lucru cinstind eforturile înaintașilor noștri. Este datoria noastră ca pe viitor să ne stabilim ținte la fel de înalte, așa cum au făcut înaintașii noștri, pentru ca în următoarea sută de ani țara noastră să devină tot mai puternică și să rămână aproape de Europa și valorile europene. În concluzie, este imperativ să urmăm exemplul înaintașilor noștri, să nu ne lăsăm dezbinați și să găsim acea cale comună prin care să lăsăm generațiilor viitoare o Românie stabilă și demnă. La mulți ani, România! La mulți ani, români! Doamnelor și domnilor, îl invităm pe domnul Cosmin Mihai Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, să ne adreseze câteva cuvinte. Dragi gorjeni, stimați invitați, la această de emoționantă sărbătoare pentru România, vorbim cu dragoste și respect despre o națiune care și-a făurit cu trudă și cu luptă un destin, luându-și de cele mai multe ori soarta în propriile mâini, cu determinare și curaj. Sunt 100 de ani în care România a avut victorii și împliniri, dar și jertfe nedrepte, pe care românii au fost nevoiți să le dea, plătind de multe ori cu sânge prețul devenirii noastre ca națiune. Sunt 100 de ani în care România a cunoscut zile însorite, dar și nori negri sau furtuni abătute asupra poporului român. Popor îndurător a toate, cu răbdare și cu speranță. 100 de ani în care nu au fost ciuntite pământurile, frații n-au fost înstrăinați, aripile libertății retezate barbar, avuția furată sau împrăștiată în cele patru zări. Dar 100 de ani în care românii nu și-au pierdut nădejdea și puterea. De-a lungul timpului am găsit în noi și în rugăciunile noastre forța de a rezista stihiilor, războaielor, loviturilor mișelești au retezate lanuri sau capete de domnitori și ne-am întors mereu în noi înșine pentru a găsi puterea de a ne ridica mai tari după fiecare lovitură.
Nimic nu s-a făcut ușor în această țară. Nimeni nu ne-a dat fără să ne ceară. Nimeni nu ne-a dat darul nemeritate și n-am avut niciodată supuși care să trudească în locul nostru. Toate cât le-am făcut, le-am făcut cu sudoare și cu muncă. De multe ori, prea multă și prea grea. Dacă mă întrebați ce îmi doresc pentru țara mea, acum, la aniversarea unui secol de existență, vă răspund că îmi doresc ca românii să rămână mereu același popor mândru și demn, neînfricat și neîngemuncheat, în stare să-și găsească mereu forța de a se regenera din interior pentru a dăinui ca națiune suverană și independentă, multe secole de acum înainte. Îmi doresc de asemenea ca românii să nu se lepede niciodată de țara lor, de pământul pe care au pășit pentru prima dată, de limba în care au rostit pentru prima dată cuvântul mamă, pentru că cel ce se leapă de patrie și de neamul lui, se leapă de sine însuși. Și mi-aș mai dori să nu uităm niciodată trecutul și eroii neamului. Ca toate locurile din România, Dorjul a gravat și el nume înscris adânc în panteonul jertfelor date pentru ca țara să fie una puternică și nemuritoare. Au fost borjeni destoinici și au ales să parcurgă calea eroilor spre infinit și nemurire, pentru sublim sacrificiu dedicat patriei și neamului. Pentru jertfele din trecut, dar și pentru cei ce ne vor urma, se cuvine să spunem azi, de ziua națională, onor eroilor care au folit acum 100 de ani România Unită, onoare patriei române. La mulți ani, România, la mulți ani, țara mea! Doamnelor și domnilor, urmează probabil cel mai așteptat moment al acestei ceremonii, defilarea gărzii de onoare și a tehnicii militare. Gardă drept! Gardă trei pași înainte! Marș! Gardă la drept! Da! Isu Gorj, știți mai ce pași înainte? Marș! Gardă drept! Toată lumea! Gardă pentru defilare! Înainte! Hai! Mos! Hai sau jos! Lume, nu aici! Vă rog! Thank you.
Gardă, stai! Gardă, la liniet! Pentru defilare! Colonelul spre dreapta, înainte! Mărș! Militare 01543, unitate prin structura comandamentului logistic din Brunic. Recuperatorul învenit al centrului 105 comunicații strategice, unitate de revistă din structura comandamentului comunicațiilor și informatice. Primul instructor, recuperatorul militar al centrului 105 comunicații strategice, conduce domnul capitan Daniel Falsu. Acest militar a asigură servicii de luptă permanent al unitatei comandamentului comunicațiilor și informatice. Al doilea pluton, este format de militare al depozitului central, 172, municipi, conducte către domnul tutelor ajutant Cosmin Onescu, veteran participant în dreptul de operațiuni la Afganistan. Ultimul pluton este format de militar din structura de protecție a forțelor unităților militare 01541, 01542 și 01543. La prinsă parada lui Inspectoratului de Jandarmi Județean Tudor Jardinescu este conduce de Garda de Onoare și conduce de Nemaior Mărăie Bogdan. În continuare, inspector din cadrul grupei de intervenție antiteroriste și acțiuni speciale din cadrul detașamentului 1 Jandarmi Mărăie, care a început emisiuni de asigurare și examinii la ordine publică. Urmatorul în cadrul de ordine publică destinată în secretării emisiunilor de asigurare, locul de destinare al Inspectoratului Județean de Poliție este conduce domnul comisar de poliția Imnăzărăului, format din 15 luptători, care au devenit emisiuni de neutralizare și sancționare în astfelor pericolului. Locul de destinare, Inspectoratului pentru situații de urgență, locătorul coronel Dumitru Petrescu al județului Gorj, este conduce prima ducă de inspectorul Gorj, domnul locătorul coronel Dumitru Destinarea salvatorilor este deschisă de Garda Drapului de Rusă. Primul pluton este format din patru militare de la reședința inspectoratului. Următorul pluton este format din paramedicii din Mur, care execută misiuni de acordare a primului ajutor medical. Ultimul pluton este format din militare de spațiu hostilor, care le asigură protecție pe timpul misiunilor de intervenție în cazul producerii situațiilor de urgență. În fața dumneavoastră vor desfila mijloacele publice aflate în dotarea Ministerului Apărării Naționale de Arizona Târgu Jiu.
primul este un autocamion de luptă dată cu toate ziste, are plasajul în timp al zidan de calibre 100 de milimetri în modelă 1977, rețina luptă împotriva mijloacelor blindate. Urmează un autotrailer cu reparație armamentului fizică de luptă pe autocamion DAS-4-6-6-6, care tractează un tur sol aer de calibri 30 de milimetri, destinat luptă împotriva mijloacelor aeriene cu acțiune la mii de mărțiuri, până la 4.000 de metri. Urmează o autosistemă de alimentare dispusă pe platformă DAS-4-6-6-6, destinată suportul logistic al tuturor militare. Ultima este o autospecială de flux incendii dispusă pe platformă Renault, destinată intervenției proprii împotriva incendiului. În fața dumneavoastră vor desfila mijloacele tehnice aflate în dotare expectoratele de jandarmi Sudel Bradimirescu Dor. Parada primiție auto a jandarmeriei este deschisă de autoturism delegația Dacer, care sunt folosite pe timpul misiunilor de patrulare destinate prevenirii și combaterii faptelor antisociale. Urmează autospeciale de intervenție Dacia Logan, care sunt destinate transportului efectivelor de jandarmi în cadrul structurilor operative și de ordine publică. Urmează autospeciale Volkswagen Transporter cu tracțiune integrală, destinate transportului efectivelor de jandarmi în cadrul structurilor de ordine publică, având o capacitate de 8 militari sau materialele specifice de intervenție. Jandarmerie în Gorj este instalată de o autospecială Renault Trafic cu o capacitate de 8 structuri locuri, care este destinată transportului efectivelor de jandarmi din cadrul structurilor unități la acțiunile specifice. Materialelor și armamentului din dotare, permite să asigure intervenție profesionistă a luptătorilor din cadrul serviciului pentru acțiuni speciale. O altă specială Nissan, precum și alte trei auto speciale Dacia Duster, cu acțiune integrală, specifice acțiunilor în care polițiștii trebuie să ajungă în zonele montane greu accesibile. Speciale Dacia Logan, cu care polițiștii de ordine publică intervine solicitările cetățenilor și sprijinul victimelor pentru restabilirea și menținerea ordinii și liniștii publice.
copilare all'ispettorato di polizia di Bertolino, sono il tuo caos collaboratore di criminalisti, ora il tuo collaboratore mobile, per quale animato, parare un componente di polizia di pagamento, e portare il settore attività di detectare criminalistica la casa locale. In continuare, auto pericolo deve patrovare alle polizie locali per azionare per assicurare a ordini di sicurezza pubblica per condizioni per trovare un timore legale fatto di tutta un'unità e con normale di congiettura sociale. Per il negozio Borbogino ha inviato le tecniche a fatto un dotare al servizio di Romando Informati di un'occhiaggio del piano di Informati Gori. Prima il suo auto speciale appartenente, posto speciale, unitato specializzato ad iniziare il servizio di Romando Informati e con detenuto loro da autorità nazionale in collettare a trasporti, distribuire, superfici a corrispondenza e classificato, quattro classificato del territorio di Romania. Il maggio auto speciale di intervento di rappresentà parte di Borghi antiterrorista, autorità nazionale in domini prevenire di combattere il terrorismo. Il caso del negozio Borgo sulla Miglia è sottoposto a flotta in dotare al servizio di Gibecian Salvamento al Cossino di Gibecian Gori. Un altro gruppo è contratto in zona delle montagne Tocchini del Varo, un verso che è guardato che c'è il record di un'orata a Borgo Poli, per il segno di impresso e un attestato in Romania per salvare ad una valanza. L'auto speciale di intervento e salvamento medicalizzato, prevedito con equipamenti a caratura per accordare a primo e altri per qualificarsi per salvare ad un giorno le montagne. Un altro auto speciale di intervento e salvamento, prevedito con equipamento e intervento per salvare ad un giorno le montagne, fare trasporto o imbarcazione, utilizzato per il bisogno di salvare per l'acqua di un giorno le montagne. Un avio in curva intervenito in intero montante per tutto l'equipamento salvare. Un altro corso in lato tra questo in zona delle montagne a tutto il primo degli anni che si potrebbe fare. Ambulanza di intervento in intero montante per trasporto di automobili utilizzato per intervento in lato di primo degli anni. Salvamento in tua parada con ambulanza di intervento e fare il suo proposito sul targo contro il trasporto di pazienti verso apparatura contro il primo lavoratore medicale equipato per salvare le zone delle montagne. Rubata di nuovo altro, vorrebbe filando in via per le tecniche, ha fatto in dotare al settorato del sacrificio acido urgente, lo potremmo con noi di metri per tre salvi di trigore. Rubata a tribuna in dotare a fondo auto speciale di primo intervento di comando, destinato a trasporto della lotta di intervento a personale di quadribus in coordinare a missione di intervento. A tutta confermato da tre ambulanze tipo 2 utilizzate dai salvatori professionisti in misura di accordare a primo lavoratore qualificato. A questa partecipa la orso tipo situato di urgente in cui sono affettate di acqua e autorità di protezione. Thank you.
Tornado auto speciale per il departamento reale utilizzato dai salvatori professionisti in primo piede a missione del departamento di salvare la persona verificata un accidente di ripiede. Un altro veicolo seguirà passato da gara 7 del gruppo nazionale Tribugio, adesso con il triste entro altro di placola sotto primo ammenaggiato, con tutto primo ammenaggiato si trova accessibile, la carrozzeria è tanta, questo ha permesso di tirare a capo. Il navigo auto speciale per intervento dopo si sfuma di capacità del medio, dopo la tutto dotato di equipamento per descarcolare su prima di per qualificare. Un altro camion di intervento si trasforma materiale da rotto di intervento, pare revertaggio un motocento di mare capacità di marca nuovo, attacca avendo capacità di rotolare a api di 9.000 litri per minuto. Un altro auto speciale di operatore salvare, destinato a trasporto di personale e destruire in un'insieme di operatore salvare. Aver remorcato un pericolo per rischiare la imbarcazione di salvare un alluvione su motor utilizzato per condurre la missione di portare e salvare il nuovo lavato. L'auto speciale destinato a trasportare il scafandro e la intervenzione di portare e salvare il nuovo lavato aveva remorcato un pericolo per rischiare la imbarcazione di pneumatico su motor. Un altro camion di intervento con sistemi idraulici da intercare e distorcare il superlì, fare trasporto di un container molto lì, dotato di equipamento moderno, si destinato a operazioni per decautare e salvare a vittime. Da pompieri del militare è stato creato da due autoplattorme per salvare della Nelson, utilizzato da salvatore professionista che sempre definì la missione per salvare la persona della Nelson, che si può distinguere il fondo della pedina della Nelson. Da strutture referenziate del momento artistico al scantare armonia. Oh,
Thank you.
I'm
Aceste evenimente închei, vă mulțumesc pentru că ați participat într-un număr atât de mare și vă informăm că manifestările dedicate Zilei Naționale a României vor continua în centrul municipiului Târgu Jiu, începând cu ora 17.